coltomenatie. Așa vorbește Domnul pentru voi, șebrai dostemenieni, iată că unii priviți în urmă și la trecutul vostru, zice Domnul, și cel rău vine cu pâră, șebrai dostemenieni, pentru că și iată unii șamana goltomenadie duc dorul vremurilor dinainte, zice Domnul, paradistă mana goltoșemenien și înaintarea, iată că stopează, zice Domnul, și broti menadie. Vă spun astăzi, cercetați-vă fiecare righeltomenadie, căci iată, sunt Dumnezeu milos, îndurător și îndelung răbdător, zice Domnul, și broiti stamanien și vreau să fac o restaurare și vreau, iată, să înviorez și să ridic sufletele zdrobite, că vreau să mai iert, zice Domnul, pe cel cu inima sinceră și care vine cu recunoștință înaintea mea, zice Domnul, căci iată, unii șabroti stemenien și cei mai mulți dintre voi, iată, paradis stamanien, vă umpleți inima și mintea cu, iată, cu lucruri care nu sunt îngăduite, zice Domnul, cu vești rele, paradis stamanien, cu fel și fel de lucruri care, iată, să vestesc că vor veni și iată că Duhul de teamă vine și învăluie mintea și inima voastră, paradiștea mana goltomenadie. Vă vorbesc astăzi căci ferice de cel care trăiește în adevărul meu, zice Domnul, și care își păstrează haina curată, căci la vremurile care vor veni, zice Domnul, vor rămâne în picioare. Righeltos temenien, asta să vă fie grija voastră, să nu îngrijorarea zilei de mâine și a zilelor care vor veni, zice Domnul, raidos te brutii și amanagol tomenadie, căci mulți, iată, righeltos tamanien, v-ați rătăcit și a brutii menadie pe căi străine, și a broitii stamanagol tomenadie, și iată că v-ați dat unele învățături după inima voastră, și după ceea ce ați ascultat dintr-o parte și din alta, righeltos temenien, vă spun astăzi, căutați în cuvântul meu adevărul și nu-l căutați la oameni, pentru că, ci iată, sunt șabratomenadie, lupi îmbrăcați în blană de oaie, chiar în Sion, zice Domnul, și iată că sunt și unii care cârmuiesc sioanele, righeltos temenien, și au învățături de șarte sau învățături drăcești, zice Domnul, și le luați de bine. Vă vorbesc celora, iată, care vă cunoașteți șabrai domenadie, viața și trăirea, righeltos temene goltomenadie, ferice de cel care trăiește în adevărul meu, zice Domnul, și care ascultă de voia mea și se luptă, chiar dacă, iată, vin slăbiciuni, șabaltos temenien, viu sunt că eu în întăresc pasul celuia care, iată, mă caută din inimă curată și sinceră, zice Domnul, șebrai tu stemenien, da, iată că curățesc unele case, paradista bruti bertomenadie și voi intra paragaldo stemenien, cuvânt puternic din casă în casă, zice Domnul, ca să mai curățesc ce am de curățit, șabratos temenien, și iată, pentru că vreau să aduc și să întorc înapoi pe prinșii de război, șabraidos temenien, am, iată, pe unii de luat, șaglados temenien, acasă la mine, zice Domnul, righeltos tamana goltomenadie, să nu vă întristați, pentru că așa cum eu, Domnul, lucrez, este bine, șabraidos temenien, șabraidomenadie, că dacă ar fi, zice Domnul, să lucrez, după cum unii, iată, îmi cer, glaidos temenien, ar fi vai și amar, zice Domnul, pentru că voi nu cunoașteți vremea și nu cunoașteți nici măcar clipa următoare. Paradistă mâna goltul șemenier, vă spun, iată, celora care v-ați lăsat, zice Domnul, de slujba la care v-am chemat și ați pus deoparte darurile care vi le-am dat, zice Domnul, trezi
trezire, 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 căci iată, vă voi cere socoteală, paradis tămanie și veți plăti și pe pământ și la sfârșitul acestor zile, zice Domnul. De aceea luați teama și mânăgul tuștemenieri, căci vai de cel care îngroapă talentul și vai de cel care stă neputincios, căci cura Domnului a vorbit, amin, amin.